Haide, cuțu, cuțu, haide. Băi, deci fiți atenți, ce oameni. Sunt aici într-o parcare lângă orașul Câmpeni și a venit o mașină aici în parcare. Chiar mă miram că stătea cu farele aprinse așa spre mine. Eu stăteam aici, la masa asta. Și când am auzit niște chelăcăituri de-astea de câini, imediat după ce a plecat mașina, că sunt de vreo jumătate de oră aici. Și când îi văd pe ăștia. Și am aici, mai am niște conserve de-astea de carne, de curcan. Ia, tsc, 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 tsc. Pâine și niște chefir. Ce să fac eu cu ei, că doar nu iau la mine mașina. Păi, dar ce om vine și ia, lasă, îi abandonează așa. Lasă aici, hai. Haideți-mă toți aici. Și se mai aude unul. De ce aici a parcat mașina? Haide, 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 haide. Hai la frații tăi, că nu știu ce să fac. O să caut pe Facebook, acum am un grup în Câmpeni. Să văd dacă găsesc ceva, că ăștia mor pe frigul ăsta, nu cred că rezistă. Ia uitați. Ăsta s-a pierdut de frații lui. Și ăștia sunt la masă aici. Ia, ce la botul lor. Hai mă că vă mai dau. Vă mai dau, luați de aici. Hei, lasă limă și la ăștia. Ia cap, ia cap, ia cap. Că tot vi-l dau. Ce să fac eu cu ei? Eu sunt cu mașina aici. Știți cum călătoresc, am patul făcut. Ce să fac, să iau mașină? Ia uite, bătaie. N-am ce să-i dau. Ia, te pun așa. Pun bucata asta de pâine. Și dau cu chefir pe ea. Bine că mai am ceva de mâncare. Am dat prima dată niște chipsuri, că mâncam niște chipsuri aici. Sunt leșinați. I-a dat în stradă și nemâncați. Dar măcar să-i mai fi lăsat să crească. Intru să mă uit să văd dacă găsesc vreun grup de sa pe Facebook pe aici. Ia uitați cum stau acolo înghesuiți. Au mâncat, mai lingă acolo chefirul ăla după pâine. Nu am găsit decât un grup care trebuie să dai accept, am sunat la poliție și a zis că vine. A și venit. Foarte tare. Hai! Dă și eu, dacă vreau. Ia, bagă și fără. Ia, vezi, da. Mă rog să-mi ducă fără. Gata, câinii au fost luați de către poliție, au venit chiar două echipaje. Nu au aici în zonă adăpost pentru câini, dar au spus că îi ia și duce nu știu unde și mâine le vor căuta stăpâni. Au venit două echipaje de la locală și națională, ceva de genul. M-au întrebat dacă am văzut numărul de la mașină, dar nu am văzut niciun număr. Băgase fază lungă. Ideea este că micuții au fost salvați. Chiar mă bucur pentru că părerea mea, dacă nu eram aici, ar fi dat vreo mașină peste ei sau ar fi murit de frig. Deja stau înghesuiți unii în alții, erau obișnuiți cu căldura probabil de la mama lor.
și nu ar fi supraviețuit. Ce să zic, felicitări poliției de aici din Câmpeni, județul Alba. Eu acum mă bag la culcare. Patul este făcut. O să vă arăt mâine dimineață aici zona. Vedeți, este un foișor aici, mai unul mai încolo. Râul, nu știu dacă se vede pe cameră, dar ninge. Acum fulguiește mai ușor, dar mai devreme începuse destul de puternic. Ce să zic, noapte bună! Bună dimineața, oameni buni! Tocmai ce m-am trezit, mi-am făcut patul aici în bârloc mobil. Las mașina puțin să se încălzească, să se zaburească geamurile și o iau din loc, dar până atunci haideți să vă arăt puțin acest loc unde am stat aseară. Acolo am avut mașina parcată, aici este un foișor, niște bănci cu masă, alt foișor în spate și undeva pe aici a aruncat câinele. Omul ăla, dacă îl pot numi om, aseară. Venise cu mașina parcată exact cam unde sunt eu aici și băgase fază lungă. Eu eram la foișor acolo. Și mă miram de ce stă cu fază lungă. Chiar aveam de gând să-i spun dacă mai stăteam mult să oprească farurile alea, că mă orbea aproape. Și m-am ridicat, m-am dus să-mi iau niște țigări de la mașină și când m-am întors, el pleca și am auzit chelăcâitul ăla pe acolo. Bine că până la urmă a venit poliția. Bine, am sunat eu la poliție, că nu știam ce să fac. Mi-era milă să-i las acolo, să mureau probabil. Da. Eu acum merg la o benzinărie, pe undeva să beau și eu cafeaua și după aia mai departe vedem pe unde. Aseară a început să ningă, după aia a dat o ploaie, chiar mă gândeam că poate mă trezesc și eu în zăpezi puțin așa. Pe sus, pe acolo e mai multă zăpadă, cum vedeți. Iar în direcția aceea este orașul Câmpeni. Pateu pe pâine, puțină brânză, ca un fel de mic dejun înainte de cafea. Doar 5 minute am mers cu mașina de la Câmpeni și mă îndrept spre Abrud. Și uitați aici diferență. A nins mult mai bine. Probabil e puțin mai la înălțime zona asta. Sunt pe la Cărpiniș. Zăpadă. Și aici un loc unde aș fi putut campa aseară. Două foișoare mari, o parcare la fel de mare și cred că aș fi fost mai liniștit. Dar am dormit bine și acolo. Foarte bine, la 12 și puțin am adormit și m-am trezit la 9 jumate. Am intrat în Abrud. Și din ce observ eu, mamă, unde am intrat, e șantier aici. Nu era niciun semn acolo să nu mă duc înainte. Ia uita și voi. Și ce să fac acum? Semn. Încolo nu, încolo nu. Păi
încerc să intru pe altă parte, că nu știu ce vrea să facă betoniera aia, dădea înapoi spre mine, semnaliza stânga și cred că intru pe aici. Mai iau și eu după lume. Vreau să ajung la un magazin, mai întâi să fac ceva cumpărături și după aia să găsesc, să cumpăr o cafea bună, că mi-am cumpărat de aia la Tonomat și e... Uite și asta, și eu ce să fac? Păi și unde? Deci uitați-vă, că eu nu știu ce vrea să facă. Înseamnă că e drumul închis și pe acolo. Nici nu știe ce face. Să nu avea loc să facă manevră aici, ăsta pe stânga, parcat aiurea. E ce de bandat aici, ia, altul care dă cu spatele. Deci uitați și voi. Și uitați, betoniera, dacă vedeți în spate, încolo, după, despre la mașina asta albă, betoniera de mai devreme dă cu spatele pe acolo. E incredibil așa ceva. Da, înseamnă că în față, încolo, noi nu avem unde să mergem. Trebuie să întorc aici. Mai întâi să întoarcă domnul de aici din față, care nu prea-i hotărât deloc. Dar nu au semnalizat și ei că e închisă strada, că e în fundătură. N-am mai întâlnit așa ceva până acum. Și nu m-am mai văzut nicăieri. Și eu stânga pe aici după doamna, că în dreapta e interzis, de unde am venit, am venit pe sens unic. Am zis să vin să intru să văd și puțin abrutul, pentru că în Câmpeni știu cum e. Am mai fost și zic, dacă tot merg să-mi fac cumpărături, să intru prin abrut. Știu că sunt niște clădiri istorice de-astea vechi, frumoase, dar vă spun sincer, dacă știam că voi întâlni de bandada asta, locoleam. Da, un oraș destul de vechi. Cu străduțe înguste. Case înghesuite.
Iar sunt curios dacă reușesc să intru și eu pe stradă în centru. La intrare acolo era o piață, aș fi putut parca acolo, să las mașina și să merg ușor pe jos. Și cred că asta fac. Dacă ajung înapoi acolo, că eu acum, ia uitați, în stânga blocaj. Deci aici în stânga sunt lucrările alea principale. Iau și eu pe aici. Drumul pietruit. Și orașul pare interesant. Pe dreapta aici o clădire abandonată. Paragina. Interzis la stânga. Cedează trecerea. Ia pe nu puteți vedea pe cameră, dar pe stânga nici nu aveai cum să vei, că e blocat cu materiale de construcții. Dar scrie, nu parcați în fața curții. Aici am intrat, asta e piața de care spuneam și unde parchez. Pentru că parcarea e full. Nu știu ce să fac. Și o iau din nou. De unde am venit? Asta e culme. Am găsit un loc de parcare. După ce am mai dat încă o tură. Și acum o iau pe jos. Ninge! Am parcat-o și eu aici. Și după cum vedeți, o grămadă de mașini ce se învârt în cerc pentru a găsi un loc de parcare. Și mergem în centru. Un lucru foarte bun că renovează centrul vechi, centrul istoric, și bănuiesc că vă vor renova și din clădirile astea. Abia se mai înțelege aici Ioan Boteanu, 1821-1849. Aici se petrece acțiunea, în centru. Două biserici. Asta bănuiesc evanghelică, după cum arată. Pe aici intrasem eu cu mașina. Normal, GPS-ul mă ducea pe drumul acesta, dar era betoniera. Eu zic că trebuia să pun un semn, adică zic eu, așa e normal, că nu ai unde să duci înainte, chiar dacă ar fi provizoriu semnul. Pune-l acolo, că intră omul aici, trebuie să dea înapoi și dacă intră vreo 3-4 mașini, deja se îngreunează situația. Dar arată destul de interesant centrul istoric. În această casă a suferit moarte de martiri pentru cauza Revoluției de la 1848. Petru Dobra, prefectul ținutului Zlatnei. Ia uitați ce arhitectură impresionantă aici. Cât îmi plac astea. Să ieși așa pe balcon, să ai în stânga. Zici că e siren și sirenă. Bine, siren știu că nu există, dar
Am vrut să fac și o glumă. Vedeți cum se vede în jos. Ce faci, mă, frumos? O biserică, două biserici, trei biserici. Deci pe aici nici pe jos nu pot să trec. Nu se poate. Și o coleșu eu pe partea asta. Da, vor renova și fațadele la aceste clădiri. Un lucru foarte bun. Trebuie să vin aici peste un an de zile. Să văd cum arată renovat. Prima dată m-am gândit că ar putea fi primărie aici, văzând aceste drapeluri, brazii ăștia frumos, amenajat, dar nu. Uitați că și pe jos trebuie să o colesc. Dar văd și orașul așa la pas. Și văd că am ceva de ocolit. Și că autogara a vrut. Unde aici? Deci până la urmă tot acolo am trecut. Dar nu prea am ce face în centru. Nu văd nicio cafenea, nu văd nimic. Cred că trebuie să plec. Dar nu pare rău că am venit. Cu toate că aș putea spune că am avut parte de o mică aventură. Vedeți, până și un morman de pământ, de moloz, zăpada îl înfrumusețează. M-am băgat pe stradă pe aici ca să mă întorc și sunt pus la perete. Nu ți-ai dori să stai în abrut în această perioadă. Vă dați seama, cetățenii de aici, zi de zi, hărmălaia asta și gândiți-vă mai ales pe la ora 3, 4, 5, când ies oamenii de la muncă. Aici a locuit memorandistul Vasile Fodor și s-a născut ofițerul Titus Fodor, adică aici. Hai să mai facem un 360. Să-l ținem minte și să vedem peste un an cum se prezintă centrul vechi. Abia acum am sesizat că aici este primăria. Îmi place mult ceasul ăla de sus. Am găsit până la urmă aici ceva unde aș putea să-mi beau cafeaua. E și o terasă închisă în partea asta. Hai să vedem. Nu era nimeni care să servească acolo și mai erau vreo 3-4 inși ce așteptau în față, la bar, acolo, la tejghia. Așa că m-am decis să plec din Abrud. Cu toate că mi-a plăcut. No! Mă filmeam pe mine, nu vezi? Ia uitați aici, în această casă s-a pus la cale trădarea și prinderea lui Horia și Cloșca în decembrie 1784. Placă de
de comemorare pentru eroii martiri și luptătorii răscoalei de la 1784 în frunte cu Horea, Cloșca și Crișan. Aceasta este casa. Exact aici am parcat mașina, lângă ea. Era cât pe ce să nu o văd. Una peste alta, destul de interesant orașul Abrud. Ați văzut, sunt locuri de vizitat, probabil și aceste case se pot vizita. Are istorie, are arhitectură veche, frumoasă. Și la anul, pe vremea asta, bănuiesc că ar fi gata. Asta e o bănuială de-a mea, dar am văzut că se mișcă repede băieții și uitați, dacă lucrează în condițiile astea, se mișcă bine. Mergem mai departe. Gata, am plecat din Abrud. Din păcate nu mi-am făcut nici cumpărături, nu am băut nici cafea, dar mi-a plăcut mica aventură, aș putea spune, mica plimbare. Cred că am fost urmărit de doi tipi până la mașină. Probabil i-a trimis cineva, credea că e spionez pe acolo, că la un moment dat mi-a zis un om că de ce tot fac poze, ceva de genul. Și după aia am plecat, m-am uitat în oglindă, probabil că au văzut că e mașina de Prahova, na, a dat și raport mai departe. Ce-o fi zis, că sunt de la vreun control, ceva, habar nu am. Că se uitau toți, deci toți muncitorii se cam uitau la mine, așa, suspect. Erau suspicioși. Da, iar acum mă îndrept spre orășelul Zlatna. Sper să nu găsesc și acolo aceeași situație. Cu toate că mă îndoiesc, ar fi culmea, dar niciodată nu se știe. Uitați prin ce pădure frumoasă traversez acum zona aceasta. Frumoasă pentru că nici s-a pus zăpadă așa pe pom. Chiar îmi place. Drumul este bun, probabil că s-a dat de dimineață cu nisip, cu sare, cu ce se dă. Dar deocamdată avem un camion în față și mergem ușurel așa. Oricum, eu nu mă grăbesc nicăieri. Mă gândeam acum la acei cățeluși de aseară. De fapt, mă gândeam la cel care i-a abandonat acolo, practic, i-a condamnat la moarte și să înțeleg că nu e iubitor de animale, clar, de câini, dar dacă nu ești iubitor de animale, asta nu te face nici criminal, pentru că, într-adevăr, nu i-a omorât, dar clar, lăsându-i acolo, noaptea, în condițiile astea, când afară sunt temperaturi destul de scăzute, clar îi condamn la moarte. Și el ar fi trebuit să-și castreze cățeaua. Probabil i-a scăpat sau are și câine și s-au împerecheat, dar dacă știi că nu vrei pui, mergi și castrează-o. Pentru că după aia faci rău altor câini. Cățeluși, practic. Sunt și ele acolo niște suflete nevinovate. În fine, ideea e că mă bucur că am fost acolo. Nu știu cum ar fi procedat altcineva, lăsați și voi în comentarii. Dar am ajutat, cred eu, la salvarea lor, pentru că nu am dubii în privința polițiștilor. Chiar erau de treabă, i-am mângâiat, a venit. Deja unul dintre ei era pregătit cu o cutie să ia. Totul este bine când se termină cu bine. Sper să-și găsească niște stăpâni de treabă, iubitori și să aibă o viață bună. Ia uitați, eu tot în spatele la acest tir, bine eu, cu toții. Și într-adevăr, nu mă grăbesc nicăieri, dar nu este plăcut să mergi bară la bară și aș vrea totuși să ajung mai repede să fac cumpărăturile și una alta, pentru că ziua este foarte scurtă, mai ales că m-am trezit la 9:30 și mai scurtă. După ce se întunecă, eu nu prea mai am ce face, e greu să-mi găsesc loc de campare, să zic așa, de unde să parchez noaptea. Pentru că trebuie să văd totuși zona în care sunt.
dar mă adaptez. Am făcut o scurtă oprire să vă arăt acest castel, castelul Izvorul Ampoiului. Din câte știu eu, după YouTube, ar fi fost al unui fost parlamentar de-al nostru. Am văzut o filmare pe canalul Hai la Drum, dacă scrieți acolo Hai la Drum, castel abandonat, ceva de genul, veți vedea cum arată și în interior. Uitați și voi cum zace aici și nu e în paragină. Într-adevăr, nu mai are geamuri, nu mai are nimic înăuntru, dar structura cu totul, ziduri de piatră, este țiplă. Și vis-a-vis aici, cazare non-stop. Foarte frumos arată locul. Am intrat și în Zlatna. Cu siguranță aici îmi voi face ceva cumpărături deja. Am văzut pe partea dreaptă magazin și în stânga parcare, dar gata și cumpărăturile. Cam așa arată acest orășel. Acum caut un loc unde să parchez, probabil găsesc și eu un foișor, ceva, ca să mănânc. Ia uitați pe dreapta aici, Școala de Arte și Meserii, ce frumos arată clădirea. Meserie. Iar la ieșire din oraș, locuri pe partea dreaptă, pe stânga case, vedeți și voi, un brad frumos împodobit. Fix 5 litri. Mi-am cumpărat un șnițel cald cu cartofi prăjiți, încă sunt calde și foarte gustos ăsta. Crispy așa, cu fulgi de așa de porumb. Condimentat bine, îmi place mult. Sunt între Alba Iulia și Sebeș. Am trecut de Alba Iulia, am tras într-o parcare de asta pe autostradă, toalete, mese, tot ce trebuie. Foarte bun. Și fragil. Nu mă așteptam. Ce a rămas să mănânc mai târziu? De la magazin de acolo mi-am cumpărat ceva rezerve. Un muș file, zacuscă de vinete, caprici și delicii, foarte bună. Almete, caprici și delicii, fasole cu costiță, asta ar fi bună încălzită. Pateu de Sibiu și o apă. Și apa aceea pe care am pus-o la parbriz, pentru că nu mai aveam. Între timp s-a anoptat, eu am trecut și de Sibiu, m-am gândit să rămân o noapte în zona Bran, dar este foarte ceață afară, plouă, burnițează, vreme foarte schimbătoare și mi-e urât să campez pe vremea asta și vreau să stau să fac și un foc în locul meu de acolo, de la Shimon, dar m-am hotărât să merg acasă. Am zis că e varianta cea mai bună. Oricum aveam de gând să merg mâine seara acasă. Eu dacă sunt în zona Bran, mă simt foarte aproape de casă. Dar vedeți și voi cum e vremea. Nu știu dacă se vede bine pe cameră, dar e ceață, se merge greu.
Și m-am hotărât așa pe ultima 100 de metri. Și da, mai am puțin să ajung în zona Predeal. Iar după aceea urmează Azuga, Bușteni, Sinaia și încă puțin și ajung acasă să-mi preiau noul telefon. Din ce înțeleg, am vorbit cu Baby, a ajuns și cam asta a fost vlogul de astăzi. L-am început aseară pe întuneric, îl închei pe întuneric de aici din trafic. Sper că v-a plăcut, știți regula, nu uitați, apăsați butonul de like dacă vreți să faceți și mie un cadou de Moș Nicolae, de sărbători, apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, la mulți ani la toată lumea, sărbători fericite, pentru că, da, urmează perioada sărbătorilor, de fapt, deja a început. Numai bine, la revedere!